Hello, hello! Bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi avem o ediție specială, super, mega, extra specială, pentru că avem invitat un boss. Și Octav, nu ești tu. Știu! Ce ne facem că nu ești tu, dar... o avem invitată pe Tatiana, Final Boss. Bine ai venit, Tatiana! Cum Bine ești? V-am găsit! Sunt... Cum ești? Sunt happy, sunt... mă simt horny. Horny? Meciul ăsta. Da. Horny? Da. Cum e starea de horny? Nu știu, mă simt așa excitată de faptul că am luat câțiva pumni, m-au gâdilat. Și te excită? Și mă gâdilă. Ah, serios? Da, da. Deci da. Tu o iei ca pe o joacă? Da. Tot ce ți se întâmplă da. E pe o joacă? Da. Acum, da, nu minte treaba care e că mă regăseam, că și eu tot la fel. Le încasezi? Da, le încasez și îmi și place, știi? Și la fel sunt horny. Dai sau doar încasezi? Nu, doar încasez, că așa am învățat. Frumos, dacă vrei cu gorani pe stradă, ia Tatiana, că ea este importantă și bossul dintre noi trei. Așa. Tatiana, vin cu o întrebare la care nu știu dacă te aștepți. Ți-ai face micșorare de stomac? Da. Da? Da. Da. Nu minte. Da. Dar ai... Și care ar fi motivul pentru care ți-ai face această operație? Pentru sănătatea mea. Mm. În primul rând, nu pentru oameni. Mm-hmm. Nu mă interesează părerea lumii. De aia sunt și ce sunt în ziua de azi. De a... Nu știu, de aia am continuat cu ironizarea mea. Încă nu am situația financiară și nici materială să pot face chestia asta. Dar în timp, poate o să ajung la punctul în care pot să-mi permit absolut orice. De aia lupt. Frumos. Dar te gândești că ai avea de pierdut din momentul în care ai slăbit? Nu. Tu ți-ai construit o imagine deja în felul ăsta. Nu. Nu, din contră. O să fie un glow-up. Aha, nu minte. Frumos spus. Da. Ai văzut? Glow up. Da. Tu consideri că strălucești în momentul de față? Da. Chit că am o înfrângere. Da. Nu toate poate pot merge bine în viață. Da, despre asta e vorba în viață. Ce? Trebuia să fie o pierdere, să... Nu știu. Mi-a mers bine în toate până acum. Trebuia să fie ceva, să... îmi dea un pup și să cad jos. Dar este prima luptă în care ai pierdut? Ca să depășim puțin momentul, că eu cred că, de fapt, ești păi asta nu consider o luptă. O joacă. Faptul că a venit sora mea la mine și m-a muiat, asta e singura persoană în care mă poate, nu știu, demola psihic, sora mea. Adică e o slăbiciune pentru tine. Da, da. Și cu ochii în lacrimi mi-a spus Tatiana, nu pierde, și am stat numai cu gândul aia. Tocmai am făcut contrariu, am pierdut. Fata aceea o respect, că a putut să mă dovedească, s-a jucat cu mine, dar promit că o să-mi iau revanșa. Abia așteptăm să vedem și asta. Tu îți dorești o familie? Un soț, copii? Bineînțeles că eu îmi doresc familia, o familie, să am cine am avut în copilărie, nu? La momentul de față ai un iubit? Nu. Nu? Nu. Deci da și da, n-am mințit, și n-ai niciun iubit? Nu. Dar de ce le-ai frică de tine? Nu, pentru sunt eu un suflet prea adevărat. Mie nu-mi place minciuna, nu-mi place falsitatea și nici nu-mi place să judec oamenii după aparențe. Ai făcut vreodată ilegalități? Da. Ai putea să ne spui despre ce e vorba? Păi, am furat. Ai fost prinsă? Nu. Ce ai furat? Un telefon. De bine, asta am fost împinsă să fac treaba asta. Anturajul? Nu. Dar? Nevoia? Da. De bani? Da. Unde? La ce vârstă? Cum s-a întâmplat? Prin clasa 8-a, 9-a. Păi eram la școală și bine, că nu, părinții mei nu au avut bani să-mi iau un telefon mai performant. Și m-am gândit eu, haide să-mi iau eu unul. Ți l-ai însușit tu așa. Da. Și ai avut vreun regret după... Bineînțeles. Și ce ai făcut? Am fost pusă la zi de către toată lumea. Aveam S-a aflat? Da. Ai mei erau despărțiți și am fugit de acasă. Tu ai un cont de OnlyFans, așa e? Da. Și faci bani din el? Da. Incredibil. Numai noi doi n-avem. Băi, eu nu am. Mine. Bine. Cum facem? Băi, eu chiar fac un bine... site-ului că nu am. Tu, într-adevăr, e o pierdere pentru ei, dar de mine nu cred că... Dacă te apuci, poate facem content amândoi. Dar și ce postezi tu pe OnlyFans?
Rămâne un mister. Părerile sunt... Păi eu vreau să știu dacă mă fac abonatul tău, la ce mă aștept să văd? La poze sexy. Serios? Nu. Decente sau indecente? Păi OnlyFans-ul nu este făcut pentru poze... Am înțeles. E un trend să ai OnlyFans, exact. Dar lumea, la modul general, te judecă dacă îți faci o genul de platformă. De ce? De ce? Pentru că marea majoritate a persoanelor... Pentru că marea majoritate sunt inculți și înapoiați. Și acum dacă spui acid hialuronic și sâni, gata, ești, nu știu cum, faci OnlyFans, ești, nu știu cum, sunt niște inculți înapoiați care trăiesc în epoca evului mediu. Și câți abonați ai pe OnlyFans? Nu știu, habar n-am. N-am ținut evidența. Dar te ajută cineva la posteri sau? Da, managerul meu. Da? Da, e pe canapea, în dreapta mea. Și de câte ori postezi pe săptămână? Nu, nu m-am mai ocupat așa mult. Și faci bani din platforma asta? Nu foarte mult, de speriat. Da, acolo... Asta e bună, nu foarte mult, de speriat. Cel mai mult cât ai făcut din contul tău de OnlyFans? Păi, eu o să zic în lei românești, cum zic românii, 40 de milioane. Și ce poze sexy pui? Lingerie intimă? OnlyFans-ul nu este făcut să ai poze în chiloți sau în bikini sau în sutien. Bine, lumea cred că ar plăti să te vadă mai sexy. Eu, sinceră să fiu, dacă aș intra pe platforma ta... Eu n-aș plăti. Eu aș plăti să te văd cu o, nu știu, într-o ipostază sexy, să spunem. Nu indecentă, sexy. Ai pozat vreodată sexy? Nu. Nu e gentă. Nu ar poza. Ce părere? Mă, tu dai lecții de bătaie pe OnlyFans acolo sau ceva? Adică dacă e că pe mine m-ar ajuta treaba asta. Am înțeles. Tu, banditule. Băi, nu, am un prieten, tot timpul și mai mult pe contul lui. Băi, te-ai abonat. Așa, deci asta mă gândeam. Eu cred că tu ne înveți. Pe mine mă ajută. Da, pe mine mă ajută. Deci, pe OnlyFans tu dai lecții de apărare și autoapărare și de... Păi am dat lecții, eu le-am dat, dar mi-a luat bătaie. Băi, nu cred. Asta e viața. Nu. Mai dai, mai iei. Ideea e în felul următor. Ia. Aviz la meciul pe care l-am avut. Nu. Prostia mea. Pentru că o prindeam rosam, Deci mentalul n-a fost bine setat, nu? Da. Nu mi-am făcut planul meu de bătaie. Eu am o curiozitate. Da. Tu crezi că bărbații care te urmăresc pe OnlyFans fac chestia asta pentru satisface nevoile sexuale? Nu, nu este absolut nicio persoană, pentru că nu se așteaptă nimeni care o să postez tople sau nu sau în alte deci nu. Ipostaje. Nu. Da. Bă, de ce? Pentru că piața e diversificată. Știi, de aia te-am întrebat noi. Că poate sunt tot felul de oameni care au tot felul de fantezii. Dacă o să am un corp de invidiat așa cum are Bianca noastră, mulțumesc. Probabil o să mă apuc și eu, dar... N-ai zice nu. Deocamdată stau în banca mea. Să știi că nu toți doresc numai corpuri din astea. Și apropo de asta, da. Apropo de asta, tu crezi că există bărbați care consideră femeile plinuțe mai sexy? Da. Vezi ce spuneam? Și mai bune la patru, unii. Da. Frumos. Da, deci are dreptate, nu e. Și ai, bănuiesc că tu relațiile pe care le-ai avut cam așa s-au întâmplat, nu? Adică le plăceau de tine sau cum ai făcut tu primul pas? Cum ai... Bă, eu am iubit o persoană mult timp și mi-a murit în accident de mașină. Pare rău să aud asta. Și nu prea am avut așa relații. Mm-hmm. Nu, adică nu am încercat, nici nu mi-am dat interesul, dar, nu știu, mai prindeam așa să vorbesc cu un băiat. Nu-mi plăcea gândirea lui, mai renunțam și tot așa. Nu, eu am nevoie de o persoană matură lângă mine, nu știu dacă... Observați, sunt alt om azi față de cel care sunt pe TikTok. Da, de asta mă gândeam acum și tu vrei de la bărbați persoane mature, dar tu crezi că e vreunul? Nu. Îți spun eu din perspectiva mea de ce-i vrea tu, da. Ești pregătită, Tatiana? Am întrebări, una și una făcute special pentru tine, pentru că ești un personaj delicios din punctul meu de vedere.